Aceasta a fost atmosfera la sala polivalentă din Alexandria, acolo unde a avut loc pentru al șaselea an consecutiv competiția internațională de dansă SIBA City of Dance. Parteneri, ca și la edițiile anterioare, au fost Primăria Alexandria, Consiliul Local, dar și Federația Română de Dans. Alexandria a fost capitala dansului, dans care, iată, cu ajutorul tuturor, și mă refer aici la copii, coreograf și părinți, fost urcat la rangul de artă. Competiția s-a derulat pe parcursul a 3 zile. Prima zi, vineri, a fost dedicată exclusiv mediului online, iar sâmbătă și duminică concursul s-a desfășurat fizic. În cele 3 zile de competiție au fost 1500 de sportivi, au fost online aproape 5000 de spectatori, de vizualizări, în sală au fost în jur de 1000 până în 2000 de spectatori. Eu zic că a fost o ediție de succes. Atât arbitrii, cât și cei care au urcat pe scenă și au evoluat în cadrul competiției au declarat că organizarea acesteia a fost la nivel internațional. Concurenții au fost bine pregătiți. Sperăm că edițiile următoare să fie cu un număr mai mare de perechi. Așa ar fi frumos, cu un concurs atât de bine organizat, să fie cu perechi mai multe. Dar au fost ok, a fost foarte bine. O evoluție foarte mare. Din punctul meu de vedere, sunt foarte mulțumit de rezultatul meu și sper să o țin tot așa. La fel, mi se pare o evoluție extraordinară pe care am avut-o. Am început ca o pereche acum puțin timp și am ajuns să luăm locul 1. Suntem foarte fericiți. În cadrul competiției internaționale SIBA City of Dance au participat elevi din 70 de școli de dans din România, Bulgaria, Ucraina, Cehia, Italia, Polonia și Ungaria.